Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit momentul să discutăm despre sezonul scorpionului, care începe pe data de 23 octombrie și se termină pe data de 22 noiembrie. Ce înseamnă asta? Că pe 23 octombrie începe zodia scorpionului, adică toți acei copii care se nasc între 23 octombrie și 22 noiembrie sunt scorpioni sau începem să le sărbătorim pe acele persoane care s-au născut deja în această zodie. Bun. Atunci când începe sezonul unui semn, înseamnă că focusul se duce pe acel semn. Și după cum îți spuneam, fiecare în astrograma sa natală are pe undeva scorpionul. Da? E, când avem de-a face cu un nou sezon, ne uităm, e ca și cum avem o casă, știi că de fiecare dată se explică așa, o casă cu mai multe camere, da? E, când intră soarele într-un semn, înseamnă că se luminează acea cameră. Doar că ce se vedeți în sezonul scorpionului e puțin cam tricky. Eu cred că ne luminează tuturor un beci. Soarele în scorpion, deci la energia balanței, care e sociabilă, plăcută, direcționată către alții, că ne ducem către scorpion, care vrea să se retragă, să se izoleze, să se reîncarce, să-și facă strategia, să vadă cum supraviețuiește, vrea să vadă ce mai are, ce nu mai are prin cămară, adică vrea să-și dea seama dacă are ce mânca la iarnă, da? Adică să văd ce am strâns de-a lungul anului, ce am strâns sau ce n-am strâns, așa, și se pregătește pentru iarnă. Și fiecare își va căuta această cămară undeva, se va retrage puțin. Dar acolo unde se duce și soarele acesta în scorpion în perioada următoare, pentru fiecare dintre noi arată și un loc unde poate e o suferință, poate e o traumă, poate e ceva nerezolvat, e o frică. Soarele în scorpion produce mulți demoni. Adică o să ne ducem în camera aceea și vom vedea foarte multe fantome. De cele mai multe ori ale imaginației noastre. Dar soarele în scorpion are și o intuiție extraordinară. Adică ne va provoca pe toți. Adică, dacă vreți, ne duce într-o cameră, nu ne duce pe toți într-un beci, cu adevărat. Dar camera aceea nu este atât de luminoasă, ci mai degrabă trebuie să găsim noi lumina acolo. Că energia scorpionului, energia, arhetipul, nu neapărat oamenii născuți în zodia scorpion, și eu această energie, dar nu vorbesc despre oamenii scorpioni neapărat, ei sunt nevoiți să găsească lumina în întuneric. Ei sunt cei care transformă cele mai negative evenimente, cele mai mari traume, le transformă într-o adevărată resursă. Da? E asta trebuie să învățăm noi până pe 22 noiembrie, că dacă poate nu avem o cămară plină, pregătită pentru iarnă, noi de acolo trebuie să facem din nimic totul. Da? Asta face soarele în scorpion. Te transformă acolo, te face să te duci, să simți că nu supraviețuiești, ca să găsești resurse, soluții. Doar în criză găsești soluții. Da? Bun. Am o să spun pentru fiecare dintre noi unde se duce acest soare și o să spun unde se duce focusul. Unde s-ar duce semi-obscuritatea aceea de care îți spun. Bun, începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Pentru tine soarele se duce în casa 8-a. La tine chiar, tu chiar vei fi obligat să coburi într-un beci și să vezi ce ai acolo, ce ai adunat, dar ce ai adunat și cu alții sau de la alții. Nu e vorba doar de tine acum, soarele se mută din casa 7-a în casa 8-a. Casa 8-a sunt resursele pe care tu le împarți cu alții sau care îți vin de la alții. Da? Și odată cobori acolo și te uiți ce mai ai în conturi, ce datorii mai ai, ce finanțări mai ai sau de unde iei finanțări. Te duci în cămăruța aia unde știi tu că ai banii puși la saltea, sub săpun, acolo până șifonier, mă înțelegi tu, sau la banc, acasă 8-a reprezintă și partea aceasta de relații cu contabil, cu băncile, cu toată partea aceasta. Casa 8-a este și o casă a sexualității, este și o casă a traumelor, este și o casă a morții. Nu e neapărat moartea fizică, dar poate să fie și aceasta, dar mai degrabă este și o moarte, o transformare din aceasta interioară. Adică tu să te retragi puțin, iată, de pe 23 octombrie până pe 22 noiembrie, să te retragi puțin și să-ți dai seama unde ai nevoie să renaști, unde ai nevoie să supraviețuiești. Și tu chiar ai nevoie ca în perioada aceasta să nu mai lași pe nimeni să-ți ia din resurse, da? Adică să nu mai arunci cu banii aiurea, să nu mai faci investiții aiurea. Gândește că Marte, guvernatorul tău, e retrograd în Gemeni, în care e cu Neptun, ceea ce înseamnă că poți alerga după mai mulți iepuri, dar nu e o perioadă foarte bună să-și ai și câștiguri, da? Ce trebuie să înveți tu cu soarele în casa 8 este să-ți calculezi riscurile. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. La tine soarele se duce în casa 7-a relațiilor. Acolo se duce focusul.
Acolo trebuie transformări, acolo trebuie atenție, da? Iar ce poate să aducă soarele în casa a șaptea, mai ales soarele în scorpion? Să scoată la iveală iar gelozie, iar posesivitate. Fie că ești într-o relație veche, fie că începi o relație. S-ar putea să ai surpriza că ai cunoscut o persoană, te-ai văzut de două, trei ori și dintr-o dată unul dintre voi e gelos, e posesiv, pentru că are traume nerezolvate. Și trebuie să-ți dai seama, mă, tot ajung în același scenariu. Dar oare de ce ajung tot în același scenariu? Sau pentru cei singuri cu soarele în casa șaptea, veți lua contact cu tot felul de personaje. Dar vedeți că apar exact oamenii care să vă arate ce mai e de vindecat la voi. Sau oamenii care să-și dea seama că mai au de vindecat la ei. Cert este că, da, sectorul partenerial și cel relațional, aici se duce soarele, aici sunt lucruri de rezolvat, da? Și aș putea spune că e o perioadă destul de importantă pentru că avem și eclipsele pe axa Taur-Scorpion. Deci în la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni? Păi soarele se duce în casa 6. Știți ce trebuie să faceți voi? Să luptați pentru supraviețuire la serviciu și legat de sănătatea voastră. Efectiv, managementul stresului, știți cum sunteți voi de pe 23 octombrie până pe 22 noiembrie, nu beți când vă este sete. Așteptați să vă uscați de tot. Da? Să treceți printr-o criză să beți apă cu adevărat. Mare grijă la aceste comportamente, pentru că soarele în casa a șasea nu prea are energie, vi le doar punctează așa. Și voi, mai e și Marte în semnul vostru, retrograd, în care o cu, ia să ne aducem noi aminte, cu Neptun. Lasă-mă, lasă, 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 nu lasă. Cu soarele în casa a șasea, gândiți-vă la ce mâncați, gândiți-vă că s-ar putea să vă stresați mai mult decât este cazul, să nu uităm și că Ceres este în Fecioară și vă dă lumea peste cap în perioada aceasta și că pe dinăuntru, dacă nu aveți cum să vă spun, un mod din acesta de a vă liniști, sunt voi apă sus, luna, sezonul scorpionului pe voi apă sus și vă și place să vă victimizați, să vă chinuiți, să vă plângeți. Pe de altă parte, e o nevoie destul de mare, înseamnă că nu ați fost auziți, ascultați, că oamenii nu v-au luat în calcul și acum trebuie să dați de mâini și din picioare ca și cum vă știți să notați, dar ca și cum nu știți să notați acolo. Și da, aș avea puțină grijă și la serviciu cât trageți de voi. Adică dacă știți că nu puteți face o tură dublă, spuneți, domnule, nu acum. Nu vă chinuiți mai mult decât e cazul. Deci în Arac sau cei cu ascendentul în Arac. Soarele se duce în casa a cincea. Atenția se duce pe copii, fie că sunt mai mici, fie că sunt mai mari. Poate că ei trec prin evenimente mai neplăcute. Dintr-o dată, atenția se duce pe relația cu părinții voștri sau cu autoritățile din viața voastră, că sunteți mai rebeli cu soarele în casa a cincea. Și cu soarele în casa a cincea, vedeți că ar trebui să vă duceți în acea cameră a tot ce înseamnă plăceri pentru voi, a tot ce înseamnă poftă de viață, a tot ce înseamnă romantism, flirt sau poate talente. Tot ce e creativ în viața voastră, da? Duceți-vă acolo. E de vreo că nu o să vă duceți că vă gândiți voi dimineața, hai să fac ceva pentru mine astăzi, ci vă vor duce acolo niște evenimente nu plăcute, pentru că soarele în scorpion nu vine cu floricele pe câmpii, vine exact cu furtuni. Da? Mulți veți începe să vă gândiți la copii, mai ales că na, soarele în scorpion pe axa Taur, scorpion pe axa 5-11 și mulți veți avea dorință de flirt, știți, efectiv de joacă, de joacă, acolo se duce soarele. Aveți nevoie să vă jucați, aveți nevoie să vă jucați cu adevărat între 23 octombrie și 22 noiembrie. Deci acum la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Păi, soarele se duce în casa, să ne aducem aminte, în casa 4. Pot apărea crize legate de neam, de la părinți, bunici, unchi, mătuși, frați, chiar și frații și surorile. Și vă speriați, vă panicați și veți sta mai mult prin casă. Și bineînțeles, stând mai mult prin casă, fie că sunteți singuri, fie că stați cu familia sau vă vizitați des familia, vă vor trece prin cap ce aș putea eu să vă spun. Multe și nevrute. Pentru că se formează un care un T pe semnele fixe, să ne aducem aminte, avem Saturn în Vărsător, Uranus în Taur, da? Avem Soarele în Scorpion, va fi și Venus la un dat, singurul semn neaspectat din semnele fixe, voi. Ceea ce înseamnă că e o presiune foarte mare asupra voastră și simțiți că e presiune și din relație, și din familie, și din job, dar și din partea voastră, că acolo e buba. Aveți foarte mare grijă între 23
octombrie și 22 noiembrie, cât de mult vă perpeliți, cât de mult vă judecați și cât de mult aveți nevoie de un refresh în viața voastră. Trecem acum, sper să vă priască ce v-am spus. Nu cred că vă convine atât de mult ego-ul vostru, dar las că e de bine. Trecem, cum am fost eu, cât de răutăcioasă pot să fiu câteodată, știu, dar îmi place. Las că și vouă vă place, mai multora, nu doar leilor. Trecem acum la Fecioară sau cei cu așteptul în Fecioară. Soarele se mută în casa a treia. Și ce o să fie la gura voastră? Efectiv, cum am fost eu mai devreme, cred că de-aia, subconștientul știe el ce face. Efectiv, cu soarele în Scorpion în casa a treia, vă duceți în acea cameră în care ori bârfiți, ori criticați, ori arătați, punctați tot ce e mai dureros la oameni. Dar știți ce este interesant? Că veți găsi durerea la ceilalți pentru că o cunoașteți și voi. Și o să zici, o să-i ziceți celorlalți, n-ar trebui să mai stai în relația asta, pentru că știți că și voi asta într-o relație toxică, sau n-ar mai trebui să stai în locul ăsta de muncă, să te lași așa criticat, pentru că știți că și voi la rândul vostru ați fost criticați. Adică vă duceți, efectiv, vă duceți într-o cameră cu mulți oameni, casa a treia, sau vă duceți în garaj, faceți foarte, foarte multe drumuri, atenție cu Martel ăsta retrograd în Gemeni, dacă vă luați permisul, dacă aveți ITP-ul, dacă aveți talonul, dacă aveți toate actele puse la punct, chiar v-aș recomanda ca între 23 octombrie și 29 noiembrie să vă duceți în sertarul cu actele în casă și să vă aduceți aminte, e totul pus la punct, toate contractele, e ceva de reziliat, e ceva de refăcut, e ceva de prelungit, toate facturile, toate taxele, adică trebuie să aveți foarte mare grijă la lucrurile acestea și aveți grijă la corespondență, la mail-uri cu cei dragi, la mail-uri cu administrație, a venit întreținerea, am plătit întreținerea, au ajuns banii și tot așa. Aveți mare grijă la partea asta, dar soarele în Scorpion, Doamne, ce o să-i placă să scoată tot ce e mai dureros. Bun. Ah, trecem acum la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Banii. Soarele se duce în casa a doua banilor, unde e camera banilor. Dar vedeți că vorbesc de, gândiți-vă așa, când vă luați voi salariu între 23 octombrie și 22 noiembrie? Unde-s banii? Unde-s banii? Unde se duc banii în perioada asta? Că soarele în Scorpion s-ar putea să te facă să te simți că ești la limită, că ești la limită. Și știi de ce te face să crezi că ești la limită? Pentru că tu s-ar putea să te pui la limită, s-ar putea să zici vreau să cumpăr și aia, vreau să cumpăr și aia, vreau... Și soarele în Scorpion, e necesar, nu pot să trăiesc, mă zvârcolesc dacă nu... Soarele în Scorpion vrea să-ți arate că poți să trăiești cu mai puțin. Și că poți să faci o strategie și că poți să ai și puțină grijă și că vrei, nu vrei, mai cheltuiești în banii altora. Ce să facem? Ce aveți grijă ce faceți cu banii, mai ales banii munciți, salariul vostru. Salariul, domnule, chenzina aia, știți? Gândiți-vă între 23 octombrie și 22 noiembrie când vă luați bani și gândiți-vă ce faceți cu ei. Rolul vostru este să învățați, să vă faceți puțină educație financiară. Deci acum la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Bun, soarele intră în semnul vostru. Și vedeți? Odată pe an soarele intră în semnul vostru, nu e ceva normal, că odată pe an avem zodia Scorpionului, însă acum lucrurile stau puțin diferit, pentru că, iată, pe 25 octombrie avem eclipsa de soare, luna nouă în semnul vostru, pe 8 noiembrie avem acea eclipsă de lună, lună plină în Taur, na, opusă vouă. În mod normal vă priește tranzitul soarelui în semnul vostru, dar acum... Parcă ați vrea să vă ascundeți, parcă ați vrea să nu fiți nevoiți să luați decizii, parcă ați vrea să nu fiți scoși în față. Dar n-aveți ce să faceți acum. Nu o să puteți. Atrageți atenția asupra voastră, dar nu în mod direct, în mod voit. Ceilalți fac lucruri care să vă scoată în fața reflectoarelor. Altfel, cu soarele prin semnul vostru, v-ar primi foarte mult să vă gândiți cum vă îmbrăcați, cum vă prezentați lumii, puteți să... găsiți tot felul de noi obiecte pentru vestimentație, pentru garderoba voastră. Altceva diferit până acum. Cu soarele în semnul vostru, nu aș lăsa, nu aș amâna analizele generale pe care le face majoritatea, vreau să cred, la începutul anului. Le-aș face de pe acum, adică aș avea grijă de mine. Cu soarele în casa întâi, ar fi bunul moment să mă gândesc cam ce vreau eu de la cariera mea de acum încolo, că să nu uităm soarele la voi, guvernator de casa 10-a, și vă atrageți așa asupra voastră, adică ce vreau eu să fiu de acum încolo, mai bun în parte, adică nu încercați să le faceți pe toate bine, alegeți-vă ceva din ce știți că vă pricepeți și rămâneți cu aia asupra voastră. Și
învățați să străluciți și să ieșiți din orice rahat, pentru că veți reuși cu siguranță până pe 22 noiembrie. Deci la Săgetători sau cei cu ascendentul în Săgetători, vedeți și la voi sezonul Scorpionului se împarte diferit. Se împarte, de fapt, da, se împarte așa. Până la jumătatea lunii noiembrie, trebuie să stați în banca voastră. Adio, exces de zel, soarele se duce în casa 12, care nu este, nu știu cum să vă spun, BC puțin spus. E, nu sunteți, nu știți, nu vă găsiți. Nu vă veți regăsi până când intră soarele în semnul vostru pe 21. Nu vă găsiți, nu știți pe unde sunteți. Vă simțiți pașii, vă auziți vocea, dar nu știți cine sunteți, cum sunteți, ai cui sunteți. E o căutare din aceasta, sunteți o fantomă în propria viață, în propria casă, da? O grijă la sănătate, mare grijă la sănătatea voastră, dar și la sănătatea altora. O grijă mare dacă vreți să plecați din țară, vedeți unde, cum și de ce sau să vă întoarceți. O foarte mare grijă să nu vă creați tot felul de animozități doar pentru că ați simțit nevoia să vă lăudați la un eveniment. Și aș mai fi atent la sănătatea mentală. Că vă spuneam, veți fi precum o fantomă și nu o să fie plăcut. Când soarele va intra în semnul vostru pe data de 22, altă viață. Dar veți începe să simțiți asta de pe 16, 17, 18 noiembrie, când și Mercur și Venus intră în semnul vostru. Trecem acum la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Soarele se duce în casa 11. Este camera aia unde vă chemați prietenii, unde vă chemați cunoștințele. Bine, trebuie să vă mai lăudați. Uite ce perdea mi-am luat, uite ce fotoliu am. Dar, de fapt, e vorba de petrecut. E vorba de interacționat. E vorba de conexiuni. E vorba de ieșit în oraș. E vorba de, nu știu, dacă se țin luni, botezuri, evenimente din astea, lansări, teatru, muzică, nu știu, concert. E o perioadă extraordinară în care voi ați putea să ieșiți din carapace și să interacționați cu alți oameni, să susțineți prezentări, să vă faceți vizibil. Da? Nu doar vecinului vecinei, ci tuturor, la tot blocul, tot blocul să mă vadă acum. Da? Deci e o perioadă foarte importantă. Vă priește, aș putea spune. Vă priește pentru că sezonul ăsta, Scorpionul, vă pregătește pentru sezonul Săgetătorului care vă va liniști. E ca și cum, băi, acum simt nevoia să ies, pe urmă mă retrag, pe urmă revin, dar hai să mai ies să văd ce fac cu viața mea. După care trecem la, iată, Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător. Soarele se duce prin casa 10. Bun. Reflectoarele asupra carierei. E ca și cum soarele se duce în camera aia unde vorbiți cu șeful, unde vă pregătiți imaginea, vă faceți strategia profesională. Dar atenție, nu mă refer la munca aceea de zi cu zi. Dau mail-uri, vorbesc cu oamenii, aranjez, găsesc soluții, ci la modul cum îmbrac, cum sunt văzut, ce strategii, ce imagine vreau eu să am. Și soarele în Scorpion, să ne aducem aminte, va fi pe axa nodurilor lunare, vom avea acele eclipse pe 25 octombrie și 8 noiembrie, deci înseamnă că profesional la voi se produc niște schimbări. Dependente sau independente de voi. Indiferent de ce s-ar întâmpla, trebuie să vă dați seama voi cum ieșiți bine din toată treaba asta. Cum ieșiți bine, domnule? Asta va trebui să fie preocuparea voastră între 23 octombrie și 29. Focusul vostru și vedeți că la voi soarele e și guvernator de casa 7-a, deci e și legat de relații. Dați-vă seama cam cum vreți să arate relația, cel puțin în următoarea, ce aș putea să zic, în următorul an. Ce vreți voi de la relația voastră în următorul an? Că trebuie să fie ceva acolo. Trecem acum la pești sau cei cu ascendentul în pești. Bun, soarele se duce în casa noua. O perioadă extraordinară de planificat călătorii, de plimbări, de studii, de cursuri. E o perioadă din aceea în care puteți să ziceți, băi, ne-am învățat chestia asta, dar pot să o învăț, indiferent de vârsta pe care o am. Aflați lucruri legate de rudele cele mai apropiate, unele plăcute, unele neplăcute, nu avem ce să facem. Intrați într-o zonă din aceasta în care poate mulți ați considera că e importantă, mulți ați considera că nu e importantă. E ca și cum ați avea în cameră un altar, în casă un altar, o cameră care este un altar, indiferent de religie, de crez, nu. N-ați prea intrat acolo, acum intrați și simțiți nevoia să gândiți, să plângeți, aveți nevoia de o relație cu un Dumnezeu, indiferent care este acesta. Adică treceți de partea mai practică, mai, cum să vă spun, mai și Jupiter în semnul vostru, treceți de partea aceea foarte calculată, pentru că voi, deși se zice despre pești că sunt cei mai anapoda, dar să știți că tocmai ca să nu fie considerați așa în lumea lor, ei încearcă să fie cât mai logici, cât mai matematici, da?
Dar totuși e nevoie acum, cu acest sezon al scorpionului, să vă trebuie să faceți lucrurile mult mai profund în zona aceasta, relația cu divinitatea, spiritualitatea. Să vă priască recomandările mele, să folosiți acest sezon și să scoateți tot ce e mai bun din el.